Sistemul ROE Factura a devenit obligatoriu de la 1 iulie pentru anumiți operatori economici. Acesta se adresează celor care comercializează produse cu risc fiscal ridicat și celor care desfășoară activități economice în relația cu statul. Important de reținut este faptul că o factură electronică trimisă destinatarului nu poate fi returnată în sistemul ROE Factura. Începând cu data de 1 iulie, furnizorii care comercializează bunuri considerate cu risc fiscal mare vor fi obligați să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică ROE Factura, indiferent dacă furnizorii sunt sau nu plătitori de TVA. Trebuie să spunem că acest sistem de facturi electronice se referă la două tipuri de relații și anume, pe de o parte este vorba despre achizițiile publice, în care furnizorii sunt operatori economici și achizitorii sau beneficiarii produselor sau serviciilor sunt instituții publice. Trebuie să spunem că în acest caz instituțiile publice au obligativitatea să se înregistreze într-un registru al entităților publice, iar operatorii economici care sunt parte într-un astfel de contract de achiziții publice au obligația să emită factura electronică către instituțiile publice care sunt achizitoare. Sistemul e-factura funcționează prin spațiul privat virtual pe bază de certificat digital. Pentru folosirea ROE Factura va fi necesară înscrierea într-un registru special prin intermediul formularului 084. O factură electronică transmisă destinatarului nu se poate returna în acest sistem.